Trageți pe dreapta. Rămâi acolo. Rămâi pe loc. Jos! Pune-te, mă, jos! Urmărire ca în filme pe străzile din Constanța, polițiștii locali au fost chemați noaptea trecută să intervină după un apel la 112 care descria un taximetrist amenințat cu un pistol de către pasagerul din mașină. Oamenii legii au pornit în urmărirea autoturismului, iar la scurt timp au reușit să-l oprească pe un bulevard principal din oraș. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că la volanul autovehiculului se afla un tânăr de 22 de ani, iar pe scaunul din dreapta față, un bărbat de 37 de ani. Acesta ar fi avut asupra sa un pistol cu aer comprimat, dar pentru că taximetristul nu s-ar fi simțit în siguranță, posesorul l-ar fi băgat în portbagaj. Nu l-a amenințat și nici nu a exercitat acte de violență sau amenințări asupra șoferului. Polițiștii locali l-au amendat pe bărbat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor ordonanței militare numărul 3. Bărbatul neputând prezenta niciun document prin care să-și justifice prezența pe stradă după orele 22. Ulterior și polițiștii de la secția 1 l-au amendat cu 5.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii privind regimul armelor și munițiilor.